Îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns aici. Știm că Dumnezeu este prezent într-o inimă sinceră și curată. Când Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima ta, în inima mea, cu toate că dacă nu ai dragoste față de la mamă, de la tată, când te gândești că ești părăsit de oameni, Dumnezeu îți dă un răspuns. Măriți să fie El. Vedem în Luca 17 cu versetul 5, capitolul 17, apostolii au spus, Doamne, mărește-ne credința. Poate în seara aceasta stai și te gândești că nu mai e credință, nu mai e putere, nu mai e viață și nu mai e nicio șansă. La vârsta de 6 ani am ajuns pe stradă din cauza familiilor, nu de faptul că eu am vrut. Spun lucrul acesta cu durere, pentru că n-am înțeles ce înseamnă o dragoste de mamă și de tată. Poate aveți copii și oameni copilași, sunt căsătorit, și poate aveți copii și ați văzut când vine la dumneavoastră și spune, tată, îți mulțumesc, sau îți spune un lucru, sau să-i cumperi ceva, e un lucru minunat. Tocmai eu n-am avut dragostea aceasta. Frați și surori, am stat și m-am gândit un lucru. Vedem Domnul Iisus Hristos că l-a înviat pe Lazar din morți. Vedem Domnul Iisus Hristos că se coboară la un nivel de spală picioarele ucenicilor. Dar se coboară la un mic mai mare nivel. S-a coborât și în canal, vreau să fie el. Un canal gândit ca mine are 5 metri adâncime în pământ. Și Domnul Iisus s-a luat așa acolo. Poate când vei ajunge și te voi gândi odată, o să te întrebi Domnul Iisus ce ai făcut de fapt că stai în casa lui. Aduci-te în casa ta orfană și văd la. Domnul Iisus Hristos a spus că iubește asemenea oameni. Eu sunt mamă și tată la văd și orfană. Să stai o viață pe stradă e foarte grea. N-am practicat crimă, dar de la crimă în jos am practicat orice. Am fost șeful de la copiii străzii, asta nu să fie o laudă, să fie smerenia mea. Aveam oameni care îmi produceau și într-o bună zi, pentru că am avut o bandă organizată și îi trimiteam tot timpul la frat, poliția în 99 m-au prins și m-au arestat și mi-au dat un mandat de 7 ani. Și când mi-a dat acest mandat, am spus că pentru mine e prea mare. Dar acesta era planul lui Dumnezeu să mă întâlnesc cu El. Am să vorbesc că Duhul lui Dumnezeu este prezent. Eu n-am să vorbesc. Că nu pot. Ascultați un lucru, frați și surori, când nu asculți de fapt de voia lui Dumnezeu și când te împotrivești planul lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să zmerească. Și când am auzit că am avut 7 ani și prejudiciul lui era foarte mic de 2 milioane, am zis, imposibil, am să fac ceva să-mi ia din mandat. Am luat 10 somnifere, am stat 2 zile în cameră, deja făcusem recurs, mi-am băgat-o la în gură și am zis cum ajung la tribunal și dacă nu mi-acord, am să scot lama să mă vergăți. Asta a fost gândul meu. Și când am ajuns acolo și am spus, Doamnă, dar e prea mult mandatul ăsta. Și mi-a zis, păi, dar nu pot să fac nimic. Vă mărturisesc că am scos lama și am vrut să-mi tai vergății.
Și în momentul acela, pentru că era deja prea târziu, m-au văzut că eram cu ochii dați peste cap, a spus, uite, am să-ți promit că o să-ți iau din mandat, dar nu m-am luat de tăia. Poate, probabil, dacă băgau garda de seamă, apucau să mă oprească. Dar eu am spus-o frumos, doar am pus-o la mergată și am zis, am să mă oprească. Am rămas la 5 ani, am făcut 3 ani și 4 luni. M-am eliberat în 2003 din pușcărie și atunci m-am întâlnit cu fratele Cătălin, care e în mijlocul nostru. Să știți că m-am împotrivit foarte tare acestui loc. La un moment dat am spus la băieții de acolo, când vă spun o să-i dați cu rângele, voi să faceți ce spun, că dacă nu după aia am să vorbim noi, ca între noi. Și eu, pentru că iubesc foarte mult copiii și îmi plac, de fapt, copiii, am spus, unul dintre prietenii mei, când am auzit că a venit el, am zis, vai, zic, omul ăsta, cred că nu gândește, noi am zis că n-am nevoie. Și totuși mă lasă în pace. Și mi-a zis, măi, Ioane, l-am văzut un copil și în braț. Și atunci am stat și m-am oprit și am zis, totuși să mă duc în agrată, că stăteam într-un pasaj în Buzău, și m-am dus la grată și l-am văzut copilul ăsta și am zis, am să ies afară să stau puțin de vorbă cu el. Am ieșit, am stat de vorbă cu el. Când a văzut diavolul că, de fapt, eu căutaș când să mă apropii de Dumnezeu, a început să lucreze în viața mea și mea. Vă știți, poate că fratele Didian a fost alergat cu cuțit, era să fie mort, dintre unii dintre noi au fost să omoare, dar Dumnezeu n-a vorbit. Și am început atunci să fac foarte rău. Aruncam sandwich-uri care le aduceau îmbrăcămintea. Eu n-aveam habar de nimic. Mă gândeam eu. Am bani, nu-i problemă, mâncare pot să-mi iau. Fraților, luați bine seama. Ce vă spun eu. Am ieșit afară să-mi fac de fapt, m-am dezbrăcat până aici să mă scol. Și am simțit o durere mare în spate. Și durerea aceasta, fratele, nu luați pe Dumnezeu la încercare. E vai de voi. Eu l-am luat pe Dumnezeu la încercare. Și când am luat pe Dumnezeu la încercare, Dumnezeu a știut cum să mă pedepsească. Când am auzit pe fratele că a zis despre perfuzii, despre accident, m-am îngrozit. Și știu ce înseamnă ca Dumnezeu să lucreze pe viața și pe sufletul tău. Nu mai aveam putere, am ajuns la 38 de kg, uitați așa eram, m-am liberat din pușcărie, aveam 80 de kg. În 3 luni de zile am ajuns la 38 de kg. Am ajuns în spital și când am ajuns în spital acolo, am stat și mi-am zis, omule, plămânii tăi apar ca negri. Am făcut vreo 3 săptămâni de tratament și am văzut că sunt bine, am fugit. M-am internat a doua oară și m-am internat și a treia oară. A patra oară mi-a zis un lucru. Când s-a dus fratele Didian acolo să vorbească, a zis, nu mai internăm. Vă mărturisesc în numele Domnului că stăteam la o bancă, la noi în Buzău, la Pumul Verde. Și acum am făcut bancă acolo, dar era jos la pasaj, era cămeri. Și când am plecat de fapt la spital, am zis, mă, am să-mi iau și cuțitul cu mine. Că aveam un cuțit foarte mare și când a venit fratele Didian și mi-a zis, Ioane, nu mai vreau să te interneze. Am zis, șanse pentru mine nu mai sunt. Decât mort. Atunci am băgat cuțitul pe mână și am spus că știam că director, am zis, cum se poartă, eu am să-i tai gării. Am să-i zis, lasă geamul jos și mă rog, l-ai băgat cuțitul în mână. Dumnezeu n-a avut planul acesta pentru că era un plan lui de mântuire. Eu îmi făceam planurile, dar nu era după voia mea. Și Dumnezeu vrea să fie după voia mea. De fapt, cum ne facem noi planul, să avem bani, să avem mașini, să avem case frumoase. Și Domnul Iisus, de multe ori, dacă e după voia lui, acceptă, dacă nu, nu acceptă. Știi cum? Să spui, frate, mi-a vorbit Domnul. Care Domnul s-a vorbit? Păi plec în Spania, auză. Care-i Domnul? Și după aceea zici, fratele meu, dar parcă se duce Domnul în zata.
nu folosesc nimic, aleg, umplu. Păi, dar unde e lucrarea care ai făcut din partea lui Dumnezeu? Și atunci fratele Didian mi-a zis, uite, ia telefonul și vorbește cu fratele Cătălin. Am vorbit cu fratele Cătălin și mi-a zis, frate Ioane, uite, am să spun că mâine am să vin eu și am să-i te întâlnesc în scrisat. Uitați-vă dumneavoastră cum Dumnezeu schimbă lucruri. Cât am stat eu și am vorbit la telefon și eram cu omul acela, eram foarte mâniat, el a ieșit cu mașina și a plecat. Și de fapt, după ce am dat telefonul și m-am uitat, zic, acum ar trebui să iasă, când mă uitam, n-am mai văzut mașina. Și când mă uitam, era deja trecut. Zic, uite-te tu, acum ce s-a întâmplat, n-am scăpat și pe ăsta de mâna mea și omor și nu l-am omor și eu. A doua zi am venit cu fratele Cătălin, n-am vorbit cu director, am vorbit cu cineva din spital, ca un fel de delectoare. Și m-am internat în spital. După 3 zile a venit fratele Didian, vă mărturisesc înainte Domnului, și mi-au spus că moare, nu mai trăiește. Mai dăm noi 3-4 zile șanse. Gândiți-vă dumneavoastră că când oamenii nu mai au putere și nu mai pot să-ți facă nimic, 19 doctori alergau ca niște disperați. Eu aveam tensiunea între 4 și 5, tremuram cu tot 4 puțiam, și ei alergau și ziceau, ce să-i facem? Și când s-au uitat la mine, a zis, măi, dar tu râzi? Și am spus, ce pot să fac? Eu tremuram de aici în jos și am zis, ce pot să fac acela? Eu totuși atunci am avut o mare luptă, pentru că venea și frații mei de la Pentecostal, venea și Marcul lui Iova, și veneau și baptiștii, și veneau și ortodoxii. Și a început să-mi spună că ea de ortodoxi mă cunoștea și mi-a zis, vai Ioane, păi cum ai lăsat tu pe popă de la tine din sat, o cunoștea pe mama? Și am zis, măi, ce să mai cred? Nu știam ce să cred. Și Dumnezeu m-a luminat și am înțeles ce să cred. După ce am trecut această perioadă, stați puțin și gândiți-vă la un lucru. Vreau să fiu foarte atenți. Poți să-L lauzi pe Dumnezeu în orice caz? Poate unii dintre noi ne stăm și ne gândim și spunem, nu poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Vedem în Tesaloniceni, în capitolul 5, cu versetul 16, 17, 18, spune acolo despre rugăciune, despre mulțumire lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Fraților, mă vedeți în starea în care sunt. Poate ziceți că sunt perfect și sunt cum trebuie. Vă mărturisesc în numele Domnului. Când îți pui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu știe să-ți poartă de grijă. Măriți să fie. În partea stângă, când asculți de Dumnezeu și te împotrivești, mai am jumătate de pământ. În partea dreaptă mai am tot o jumătate de pământ. În fiecare dimineață vă mărturisesc în numele Domnului, că nu mint. Mie nu-mi place să mint, dacă pocăiții care mint, ea nu se pocăiți. Și dau și proie în fiecare dimineață cu mine. Te întreb pe tine, care ești în adunare, ești sănătos, poți să mergi, îl mai lauzi pe Dumnezeu. Când voi ajunge înaintea lui Dumnezeu, de fapt, ce vrei tu să te prezinți înaintea Lui? Ai să spui, Doamne, n-am făcut noi în numele Tău, o să spună Dumnezeu, nu te cunosc. Și ai fost pocăit. Vedem cinci fecioare înțelepte, măriți să fie El, cinci neînțelepte. Și ai să spui, păi da, cum, Doamne, fune vorleacă, nu te cunosc. Fratele meu, pentru ce, de fapt, de ce te-ai pocăit? Să slujești cu Dumnezeu numai atât îți merge bine? Fiind în necaz, în nevoi, poți să slujești cu Dumnezeu. Numai când îți merge afacere, numai când îți merge banii, atunci? Nu. Slujește cu Dumnezeu cum ești. În necaz, în suferință. Eu n-am vrut să-i spun soției mele, de fapt, ca să mai înjurești și pe ea, că plecarea mea la urmă va fi, dar Domnul știe când. Eu nu știu când.
Inima mea nu oprește el. Nu oprește oamenii. El oprește. Și i-a spus soției mele că am probleme la pământul stâng. Ea de fapt nu lucrul ăsta știe. Și până la urmă am zis, trebuie să-i spun și lucrurile mai departe. Și când ne-a spus, gândiți-vă dumneavoastră că avem de copilajul doar de 3 luni, unul are 2 ani și 3 luni. Și pare că am simțit că i-am pus o povară pe lume. Și am spus, auzi, draga mea, plecarea mea la Domnul va fi când o vrea El. Frate, dragi și soră, dacă ești în necazul nesuferință, laudă-L pe Dumnezeu. Dacă lauzi pe Dumnezeu, n-ai să rămâi niciodată nerăspătit de Dumnezeu. Fiindcă ești în necaz, fiindcă ești în probleme și nevoi. Și doresc ca Dumnezeu să lasă Duhului cel Sfânt pe adunarea asta. Amin. Doresc ca prezența lui Dumnezeu să aducă oamenii la mântuire. Domnul să vă binecuvânteze.